Sănătate și bine revenit printre maturi Cripto la o nouă ediție a pe din lumea criptomonedelor. Twitter va începe în curând să perceapă un abonament anual de 1 dolar pentru a putea interacționa pe site. Un membru al echipei și emite un avertisment crucial pentru comunitate. Activitățile balenelor și bainu au crescut cu 400%, un semn important pentru piață. O bombă financiară tocmai a detonat în China, iar toată lumea din spațiul cripto trebuie să știe că o panică bancară a izbunit recent și clienții s-au înghesuit să judice fondurile, iar aceasta se va extinde în Japonia, Australia, Canada, Statele Unite și alte țări din întreaga lume. Serviciul de supraveghere financiară din Corea va efectua o investigație pentru a stabili dacă moneda SUI este o înșelătorie, deoarece prețul a scăzut drastic, iar motivul principal este că au cu privire la suma aflată în circulație. Binance USA oprește retragerile directe în dolari. Când vine vorba de cripto, lumea tranzacționării va merge odată cu fluxul. Yellow Network, un protocol inovator de compensare inteligentă ce deschide calea tranzacționării cu criptomonede de înaltă frecvență la scară globală. IOTA a fost selectată să participe la delegația oficială de startup a Emiratelor Arabe Unite, sublinind impactul global și leadership-ul în Web3 și Web2. Cofondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, a trimis 15 milioane de USDC către exchange-ul Gemini. Scroll, una dintre cele mai importante rețele Ethereum, ZKVM, a anunțat lansarea oficială a rețelei sale principale. Michael Saylor declară că pentru a ajunge din urmă Bitcoin ai nevoie de acces la întreaga putere de calcul a lumii. Jack Dorsey anunță primul prototip al plăcii sale de circuite ASIC pentru minerii Bitcoin ce va fi lansat oficial anul viitor. Fidelity a depus o versiune actualizată a aplicației sale Spot Bitcoin ETF după feedback-ul primit de la instituția SEC. Clienții BlackRock din întreaga lume vorbesc despre nevoia de criptospunele Riffing. Comitetul Băncii Reglementelor Internaționale pentru Plăți și Infrastructuri de Piața CPMI a publicat astăzi cerințele de date armonizate cu ISO 2022, ce stabilesc un set minim coerent de standarde pentru o procesare mai eficientă a plăților transfrontaliere. Flair Network, un proiect susținut de Ripple, înregistrează un parteneriat cu Web3 Aud pentru autentificări simplificate în portofele. În urma unor știri false, platforma de jocuri Roblox respinge afirmațiile că au suport pentru moneda XRP și spune că plățile cripto nu sunt acceptate. Același consens, guvernare diferită, explorează modul în care Xahau redefinește peisajul decizional, descentralizat cu Genesis SUC și intră într-o nouă eră a guvernării centrate pe comunitate și bazată pe merit. Este Ripple Labs următorul Amazon, un expert cripto în criptografie arată asemănări între companii. O nouă balenă a cumpărat 410 milioane de XRP în valoare de peste 200 de milioane de dolari, după care i-a transferat în afara exchange-ului Bitvavo. Moneda XRP are potențial pentru o creștere uimitoare de 5400%, ținând prețul de 27 de dolari, spune un strateg al pieței. Merită să deții 10.000 de XRP, expertul Pandit afirmă când aceștia vor valora 1 milion de dolari. Cam atât în ediția de azi, toate susele le găsești și în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spunul nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.